În episodul de astăzi o să începem cea mai șmecheră serie existentă de Farming Simulator 22, unde o să începem cu 0 euro, 0 utilaje de ținute, 0 terenuri, unde o să evoluăm doar pe forțele proprii, făcând contracte ca mai apoi cu banii obținuți să ne cumpărăm propriile noastre utilaje și propriul nostru teren. Vă doresc vizionare plăcută și nu uitați de like! Salut tuturor și bine v-am găsit la un nou videoclip, eu sunt Răzvan și astăzi suntem la începutul unei noi serii de Farming Simulator 22, o serie pe care mi-am dorit să o încep de foarte mult timp din momentul în care am văzut mapa aceasta. Este vorba despre o serie survival și nu numai, unde începem cu 0 bănuți, 0 utilaje de ținute și 0 terenuri de asemenea. O să trebuiască să evoluăm doar din contracte și așa mai departe. Mapa pe care o să ne jucăm și pe care o să dezvoltăm seria aia se numește Mini Brun și o să o găsiți în descriere. Dacă sunteți interesați să jucați și voi pe ea, sigur că da. Înainte de a începe, am să vă rog, dacă mai vreți episoade din seria aceasta, să apăsați pe butonul de like. Dacă sunteți noi aici pe canal, de ce nu să vă abonați la canal, pentru că m-ar ajuta foarte, foarte mult și să apăsați acolo pe clopoțel. După cum am spus, o să începem cu 0 bănuți, 0 terenuri deținute și 0 utilaje. Asta este zona de fermă, să zic așa, pe care mi-aș dori să punem mâna cât mai repede posibil, pentru că aici avem cam tot ce ne trebuie. Avem silozuri, avem buncăre, garaje pentru animale. Și dacă o să punem mâna pe ferma aceasta, o să ne ajute foarte, foarte mult, pentru că nu o să mai trebuiască să cumpărăm noi plasabile, ceea ce este un plus super, super mare pentru noi. Aici avem serele, nu știu, puteam, cred că se deschide și ușa, nu știu exact să vă zic. În partea asta avem un câmp foarte generos cu iarbă, pe lângă avem și găinuțele și așa mai departe, deci mi-aș dori foarte, foarte mult să punem mâna pe zona aceasta, pe terenul 28 mai exact, dar costă 59.000 de euro și până să ne permitem chestia asta o să mai dureze ceva, dar prin muncă cu siguranță să reușim și asta. Haideți să vedem ce contracte avem disponibile ca să putem să începem. Mai devreme am avut eu un fail pentru că am vrut să iau contractul acesta, dar am uitat că eu nu dețin utilaje și trebuia să le iau cu utilaje închiriate și n-am făcut chestia asta, așa că trebuie din păcate să-i dau un cancel. Avem în momentul de față de fertilizat și anume terenul 18 sau terenul 23 de recoltat pe... Bă, o să luăm de fertilizat, dar de fapt stai, dacă o să luăm de fertilizat în prețul ăsta în 2789 nu o să intre și banii pentru fertilizator și pe asta o să trebuiască să-l cumpărăm din buzunarul nostru dacă nu mă înșel, deci nu cred că e o afacere tocmai bună. Așa că o să ne băgăm la dat cu plugul, nu știu exact la ce să mă bag, la dat cu plugul sau la recolta cu combina. Terenul cu numărul 16, hai să vedem cum arată terenul cu numărul 16, este mare, este mic, unde e terenul cu numărul 16, 14, 15, 16, mamă, e destul de mare. Hai să ne băgăm la asta de recoltat, deși nu e cel mai recomandat teren pentru că e destul de mare și nu mi l-aș fi dorit. Dar o să vedem ce să reușim să facem. De data asta n-am mai uitat și am luat cu utilaje închiriate pentru că nu dețin niciun utilaj și mi-ar fi imposibil să fac misiunile dacă n-aș face chestia asta. Avem o combină frumos de la Doisfar. O să punem header-ul rapid pe chestia asta și o să legăm după combine să putem plecăm din locul ăsta. Cred că prima dată ar trebui să îmi scot tractorul și remorca ca să am loc să leg header-ul. Ok, s-a snăpuit, să zic așa. Bun, o să las combina aici. Mă deranjează foarte mult pe mapa asta că avem curtea garajului foarte mică și în momentul în care o să lucrăm cu utilaje mai mari o să ne fie un pic mai greu să le manevrăm. Mai ales dacă cumpărăm mai multe odată, cum e situația aceasta. O să mă duc frumos, hai să vedem, nu știu mapa și asta o să fie un dezavantaj pentru început până o să o învățăm. Deci noi avem de făcut pe terenul cu numărul 2, what the fuck? Nu, avem pe terenul cu numărul 16, ok, unde este terenul cu numărul 16? Terenul cu numărul 16 este în partea aceasta și noi suntem în partea aceasta, deci un pic cam, să-i dau un tag la chestia asta ca să văd cam prin ce direcție ar trebui să o luăm, deci undeva în spate.
O să ne orientăm pe minimapă. O să-mi ia ceva să învăț drumurile de la noua hartă, dar îmi place foarte, foarte mult. Plănuiesc să jucăm cu utilaje cât mai românești și să românizăm cât mai mult harta posibil. Am băgat o grămadă de utilaje de românești, dacă pot să zic așa, și eu zic că o să fie o serie super, super interesantă. Sper aș aprecia din suflet să susține și voi seria și să vă placă ceea ce o să facem aici. Ok, deci în momentul de față regret puțin să zic că așa că nu am stat la începutul episodului să fac rost de toate modurile de care am nevoie, ca să zic așa, pentru că am o grămadă de moduri, cum ar fi modul Follow Me, care m-ar ajuta super, super, m-ar fi ajutat super, super mult și deși l-am instalat am fost atât de lene și n-am mai stat să le selectez pe toate pentru că am unele care se bat cap în cap cu altele și am stat, am băgat doar câteva moduri gândindu-mă că, având în vedere că o să fac contracte de început și așa, nu o să am nevoie de utilaje și de moduri, dar cel puțin Follow Me m-ar fi ajutat enorm, enorm de mult, pentru că aș fi putut să aduc în același timp în partea asta și combina la fel ca și tractorul și n-aș mai fi făcut două drumuri, dar este ok. O să dăm un unfold foarte rapid la combina și tot în drum spre terenul acesta am realizat că harta aceasta are drumuri foarte, foarte, foarte înguste. Adică la un moment dat mă întâlnisem cu o mașină pe drum și n-avea loc să treacă și mașina și combina, aproape că ne-am julit. Ceea ce face și mai interesantă seria din punctul meu de vedere. Așa că abia aștept să avansăm cu ea, să vedem unde o să ajungem. Sper din suflet să vă placă și vouă și eu cu siguranță să o continui. Avem wheat aici și combina noastră pare că se umple un pic cam repede. Are buncărul cam mic, dar sper din tot terenul ăsta să ne rămână ceva să vindem și noi extra. Adică să scoatem un pic mai multișor bani decât ne dă misiunea. O să luăm un 2000 de la misiune și să mai luăm un 1000 în plus pe ce ne-ar rămâne din grâu. Aș fi foarte, foarte fericit cu 3000 de euro. Am putea să, nu știu, ne închiriem și noi câteva utilaje sau nu știu exact ce să facem cu banii. Ați putea să mă ajutați voi în secțiunea de comentarii. Mi-ați sugerat să strâng bani să-mi cumpăr terenul meu propriu, să cumpăr o parcelă de pădure. Nici eu nu știu în ce să mă bag, dar am nevoie de bani, asta e clar. Am nevoie de bani pentru că e nașpa să cam bată vântul. Deci se pare că am avut norocul de o remorcă așa de mică încât buncărul combinei per total este mai mare decât capacitatea remorcii. Sincer nu mă așteptam la asta, mă așteptam să fie o remorcă mică pentru că e terenul mic, dar totuși mă așteptam să încapă o combină jumate, de ce nu tot terenul în remorcă, dar n-a fost să fie. Hai să vedem unde ar trebui să duc exact, ok, la grain mill. Hai să vedem unde e grain mill-ul pe mapa asta, uite, l-am și nimerit. O să-i dăm un tag, este foarte aproape, dacă nu mă înșel, pe unde ar trebui să iau. Aici, lângă, fix lângă noi? Really?
totuși cred că o să trească să mă întorc. Sper să nu stric cultura, pentru că pentru mine fiecare, nu știu, pic de grâu contează în momentul de față foarte, foarte mult, pentru că tot ce rămâne, rămâne în plus și vindem noi. Deci am nevoie de bani. Am nevoie de bani mai mult ca niciodată, așa că nu vreau să irosesc, nu vreau să pierd. Vreau doar să câștig și să facem rost de cât mai repede de bani, să punem și noi mâna pe niște utilaje, pe niște terenuri și să dăm drumul la producție, nu? Să punem și noi ferma pe picioare. Alo, barierele, așa. Deci hai să ne uităm încă o dată. Eu trebuie să livrez la Grain Mill și locul de față este Grain Mill. Ok, ok. Sper să mi se pună la misiune și să nu livrez într-un punct în care nu trebuia să livrez, pentru că o să fiu foarte dezamăgit și mi s-a mai întâmplat asta și că o să dau foarte... Ia stați un pic să vedem cât avem la misiune. Avem la misiune 46%, dacă o să dăm un pic... Să dăm un pic drumul... Ok, bani nu-mi vin, tot 46%, 2% transport, ok, deci aici trebuie să livrăm, bun, bun, măcar cu asta ne-am lămurit. 48%, 49% se pune, deci am nimerit locația, 50% din contract, let's go, bitches! Hai cu contractul ăla, zic, hai cu contractul ăla, o să luăm 1500, bă, știu că nu pare un buget wow, dar pentru ce avem noi în momentul de față, sincer, e mai mult ca perfect. Haideți să descărcăm și restul din combină. Nu cred că o să mai umplem o remorcă nici pe departe, nici măcar jumătate din aceasta, dar aș vrea cantitate cât mai mare, vă dați seama, pentru că dacă terminăm cât mai repede contractul, am spus, restul vindem noi, ceea ce înseamnă profit pentru mine, ceea ce nu poate decât să mă bucure. Hai să vedem ce cantitate mai avem în combină. Da, 500 de kilograme. Bă, bun și asta, bun și asta. Cred că pe acolo să-mi rămână mie un 500, între 500 de kilograme și o tonă o să-mi rămână mie. Așa că, da, nu foarte mult, dar e ceva, știi ce zic? O să mă pun din nou la treabă pentru că mai am ceva până termin de recoltat aici terenul. Ce terminam eu de recoltat și mă bucuram de faptul că buncărul combinei devine din ce în ce mai plin și că o să mai avem minim două turi de dus până la locul unde trebuie să livrăm cerealele. Mă gândeam la ideea în care ar merita sau nu să chiriem, de ce nu, o palotieră și să ne apucăm să facem pe terenul acesta înainte să colectăm misiunea și înainte să dăm înapoi tractorul. Dacă ar merita să venim cu balotiera pur și simplu, cum am spus, închiriată și să facem balot din tot terenul acesta. Nu știu exact cât de profitabil ar fi chestia asta și nu știu exact dacă mi-aș scoate banii pe balotieră și pe remorcă, pentru că o să am nevoie, dacă o să fac chestia asta, și de o remorcă cu care să livrez baloții. Și nu știu exact dacă o să pot folosi tractorul acesta fiind luat din misiune și fiind special pentru, nu știu, a căra grâne de aici până la grâmin. Nu știu dacă o să pot să-l folosesc la o balotieră ca să fac balăți. Încă mă gândesc la treaba asta și nu știu ce să fac. O să aștept să vedem cât bani o să luăm după ce vindem tot grâul acesta. Adică noi cu misiunea suntem la 90% și aici avem 8 tone. Deci cu 8 tone de grâu clar o să încheie misiunea și o să ne mai și rămână, plus că mai avem și în combine, deci clar o să mai trebuiască să facem încă un drum în afară de asta. Mamă, acum realizez că am uitat și de modul cu pom și mă enervează foarte tare că volanul intră parcă așa
prea aproape de față. Sper să nu mă jurească tare în comentarii, dar cu siguranță pentru episodul următor o să rezolvăm și chestia asta. Că nu mai știu unde trebuia să livrăm. În partea asta trebuia să livrăm? Da, în partea asta. O să vedem, ar trebui după tura asta să ne livreze și bani în cont, pentru că 100% o să mai rămână greu în remorcă și ar trebui să vindem instant. Haideți să vedem câți bani o să facem, dacă o să scoatem suficienți bani pentru închirierea unei balotiere. Cred că o să încerc și o să mă bag pe treaba asta. Sper să nu mi-au o țeapă mai mare decât mine. Hai să vedem, ar trebui de la un moment la altul să vină bănișorii. Nu-mi spune că nu luăm nimic. 90, bănișor, 272, 272 și contractul închiriat. Bă, nice! Mai avem un combină și clar o să mai fac un drum, pentru că nu-mi permit în momentul de față să irosesc bani, chiar dacă sunt de ordinul sutelor și numiilor. Pentru mine sunt importanți, pentru că n-aș vrea să dau faliment. Așa că o să descărcăm combina și o să venim încă o dată să vindem tot aici. Sper că aici e cel mai bun preț. O să ne uităm foarte rapid și la chestia asta și o să vedem dacă ne ajung banii pe care o să-i scoatem din ce mai avem în combina pentru închirierea unei balotiere. Acum sper, cum am mai spus, să nu-mi iau o țeapă din aia enormă în care să nu pot să folosesc tractorul ăsta pe balotieră, pentru că ar fi super, super, super nașpa. Dar o să încercăm. Bun, o să închid chestia asta, o să opresc combina. Mai avem aici în tractor încă un 500 de kilograme, deci cred că încă un 200 lejer, un 500 de euro în plus. Bă, nu strică, nu-s de acolo. Și cu 1500 cât avem pe contractul în sine, deci un 2000 de euro am făcut de început. Nu e o sumă wow, dar este decentă pentru noi. Iar am putea să ne cumpărăm și un tractor, dar nu vreau să mă bag în chestia asta, pentru că totuși aș vrea să strâng niște bănuți pentru teren, pentru că degeaba o să-mi iau utilaje dacă nu o să am ce să lucrez cu ele și o să le țin în garaj. Bine, aș vrea 59.000 cât mai repede să punem mâna pe ferma în sine, pentru că ar fi amazing, dar o să mai dureze ceva. Hai să vedem, n-a fost cum am preconizat eu, 157 de euro. Băi, sunt decenți. Hai să ne uităm foarte rapid aici în magazin să vedem ce am putea să închiriem noi, ca balotieră mă refer, pentru baloții ăștia. O să o iau, mamă, cea mai mică. Asta face baloți foarte, foarte mici. Am putea să îi luăm cu mâna, deci ar fi o idee. Hai să vedem pentru cât am putea să o închiriem. Mamă, nu am bani. Dar nu mi-arată, sau nu văd eu în momentul de față, câți bani mi-a pe închiriere. Să facem chestia asta, să încercăm să ne băgăm în baloți. Nu știu dacă se merită asta. Hai să vedem dacă am face chestia asta, ce remorcă am găsit pentru transportul baloților. Ca să știu dacă se merită să scot din bancă niște bani și... Nu știu dacă s-ar merita în momentul de față să fac chestia asta și din baloții de paie. Hai să vedem cu cât se vând. Nu cred că o să-mi scot... sincer, investiția pe care o fac pentru închirierea balotierei și închirierea remorcii, desigur. Haideți să vedem aici, baloții de paie, unde sunt gresei, strau. Ok, 32 pe balot, deci nu e afacere. Nu știu cât balot mi-ar ieși, pentru că ar fi din aia micuți, deoarece aia e singura balotieră pe care ne-am putea permite să o închiriem. Da, nu, n-o să mă bag în așa ceva momentan. Bun, nici nu cred că mai are rost să mai mergem cu tractorul până acolo, pentru că putem să colectăm deja misiunea pe care am făcut-o. Să vină bănuțoi! Să vină băințoi! 1255 am luat pe misiune, 1685 în total. Băi, nu e rău, chiar nu e rău. De început e super interesant. Hai să vedem ce mai avem de făcut aici. Cea mai bănoasă dintre toate ar fi să dăm cu plugul pe terenul 19. Hai să vedem cât de mare este terenul 19 și dacă aș vrea să mă bag în așa ceva sau nu. Terenul 11, 14, 15, 17, unde ești 19? Ok, deci nu e un teren foarte, foarte mare, e un pic mai mare decât 16 și am terminat destul de repede. Hai să luăm misiunea asta, nu să mă mai uit în dreapta și în stânga, nu o să mai fac pretenții, e cea mai valoroasă dintre ea, 3000 de euro, o să închiriez
utilajele și dăm cu misiunea. Avem un tractor frumos de la Class. Nice, nice. O să facem și chestia asta pentru că o să avem și în continuare avem nevoie uriașe de bani. Oare când o să putem să deținem unul din asta, doamne? Foarte bună întrebare. Bun, o să luăm și greutatea cu noi pentru că o să ne ajute foarte, foarte mult. Și acum hai să vedem unde e terenul cu numărul 19. Terenul cu numărul 19 aici. O să ne luăm un punct de reper. Bă, cred că ies doar... Hai să vedem că îl găsim imediat. Fac aici stânga și o țin doar în față la giratorul ăsta. Pam, pam, pam. Și în față ar trebui să dau de terenul cu numărul 19. Este super, 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 super aproape. Nu știu, vreau să-mi spuneți o părere despre conceptul ăsta de videoclipuri, încerc să fac ceva nou. Ar fost o idee dacă nu m-aș fi lovit de gardul ăsta. Bă, hai să vedem pe unde e intrarea. Încerc să fac ceva nou, după cum am zis, și anume să lucrez mai mult la videoclipuri, să le editez mai bine și să fac mai multe timelapse-uri și chestii de genul. Și chiar aș vrea să știu părerea voastră despre acest stil nou de editor. Vă place? Nu vă place? Vreți să mai facem așa? Era mai fain înainte în care vă arătam tot gameplay-ul, dar chiar n-aș vrea să vă plictisesc, așa că episodul ăsta o să mergem în stilul cu care am început, și anume cu editurile și cu timelapse-urile. Deci, să curgă timelapse-ul! După câteva zeci de minute bune de muncă în mijlocul câmpului de arat mai exact, mă aștept și eu să-mi vină cei mai munciți bani de pe serie. Pentru voi știu, au fost doar câteva zeci de secunde, dar pentru mine chiar a fost o muncă destul de lungă, să zic așa. Mi-a luat undeva la jumătate de oră să termin tot terenul ăsta, care la început, sincer, mi se părea, bă, fucking mic. Dar când am stat să îl fac cu plugul ăsta, care nu cred că are mai mult de... nu știu să zic, 3 metri, 3 metri jumate, mi s-a dovedit a nu fi adevărat. Hai să vedem cât avem din contract. Bă, l-am și terminat. Dă-i încoa, frate, 2489, pentru că mi-a mai luat și pe închirierea utilajelor, să zic așa. 4174 de euro este tot ce am reușit să facem noi în episodul de astăzi. Foarte interesant, am avea acces în momentul de față și la niște chestii micuțe, apropo de nostru tractor, nu chiar, dar ia să vedem aici la small tractor. Am băgat câteva chestii mod
destul de interesante. O să ne uităm prin episodul viitor. Uite, 4700, am putea, 4500, pardon, am putea să ne cumpărăm chiar propriul nostru tractor dacă ne supărăm un pic mai tare, 5200, dar n-aș vrea să fac chestia asta, uite, 2900, da, tată, altceva. N-aș vrea să fac chestia asta acum până nu am un teren al meu și un loc în care să muncesc. Am văzut foarte interesant ca fiind parcela asta de lângă bază. Avem o parcelă de copaci, avem o nebunie, o chestie, dar cred că ne intră doar în momentul în care cumpărăm și bază, dacă nu mă înșel. Și asta costă cam 59.000 de euro, deci nu e bună. Alte chestii pe care am putea să le mai cumpărăm pe aici, micuțe și ieftinuțe, așa. Uite, am putea să cumpărăm zona asta, dar nu știu câtă pădure ar intra în asta pentru 4.000 și un pic de euro. Nu știu, aștept sugestii de la voi în secțiunea de comentarii în ce am putea să ne băgăm pe viitor. Uite, văd aici pădure cu numai 12.000 de euro, ceea ce ar putea fi winnable pentru noi, pentru că este foarte aproape de suma asta, sau 29.000, care de asemenea costă super puțin. Aștept și părerile voastre în comentarii, sincer. Ăsta am fost eu pe astăzi. Vă mulțumesc din suflet de vizionare, sper din tot sufletul că v-a plăcut ceea ce am reușit să facem în episodul de astăzi. Nu uitați acolo de like, share și subscribe, m-ar ajuta enorm, enorm de mult. Eu vă mulțumesc încă o dată de vizionare și noi cu siguranță o să ne vedem în episodul următor. Pa, pa!